slăvit să fie Domnul. Amin. Glorie Domnului. Îndemn la pocăință. Spălați-vă deci și curățați-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Amin. Căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Salutul bisericii de unde vin, din zona Bucovinii, pentru dumneavoastră, e din Iuda 20-21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus pentru viață veșnică. Amin. Amin. În fața mea am o mare mulțime de oameni. Și eu sunt conștient că oricare din voi are nevoia lui specifică, întrebările lui așteaptă un răspuns, așteptările lui, și eu nu sunt în stare să împlinesc toate trebuințele voastre. Dar cunosc pe unul care o poate face. Aleluia. Numele lui e Iisus Hristos. Amin. Și prezent în adunare prin Duhul Sfânt. El spunea Matei 18:20, când se adună 2-3 în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Amin. Deci, cartea profetului Ezechiel, de ultimul capitol, ultimul verset și ultimul cuvânt spune așa: Domnul este aici. Și mulțumim Domnului pentru asta. Știind că vin la dumneavoastră, am cerut de la Domnul un cuvânt. În zilele trecute m-am rugat și Domnul mi-a adus în atenție cuvintele pe care le-am citit. Îndemn la pocăință. Și spunea profetul Isaia, inspirat de Duhul Sfânt, Dumnezeu vorbea prin Isaia: spălați-vă deci și curățiți-vă. Și atunci m-am oprit. Cui sunt adresate cuvintele astea? Deci, eu cui trebuie să predic în seara asta? Astea sunt adresate evreilor. Evreii, poporul Israel, era poporul ales de Dumnezeu. Lor le spune Dumnezeu: încetați să mai faceți rău? Lor le spune Dumnezeu: învățați-vă să faceți binele? L-am întrebat pe fratele Nicu, a spus: măi, îndemn la pocăință. Asta e pentru pocăiți de aici sau pentru nepocăiți, dacă sunt? Că noi așa ne numim, pocăiți și nepocăiți. Pentru cine e îndemnul la pocăință? El mi-a spus că e pentru toți. O fi așa? Amin. Nu, atunci eu predic la toți. Amin. Și fiecare să-și iei partea lui din cuvintele acestea. Eu spun amin. Amin. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Dumnezeu nu ne cere asta fără să ne pună la dispoziție și metoda. În Apocalipsa, capitolul 7, Ioan are o viziune. În fața tronului alb era o mulțime, o gloată, nimeni nu o putea număra. Din orice seminție, neam, popor și limbă, ei lăudau pe Dumnezeu. Unul din bătrâni vine la Ioan și îl întreabă: cine sunt ăștia? De unde vin? Și Ioan spune: nu știu. Și în versetul 14 spune bătrânul acela: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului și le-au albit. Au dreptul, spunea în altă parte, să intre pe porți în cetate. De spălarea noastră se face în sângele Domnului Iisus. Din tot universul ăsta pe care îl cercetează oamenii și nu-l pricep, din câte bogății sunt în lumea asta,
Cel mai important și mai scump lucru îi sângele Domnului Iisus. Nu este în tot universul o valoare mai mare ca într-o picătură de sânge al Fiului Dumnezeu. Ca să ne spălăm, să ne curățim, să avem drept să intrăm în cer, Dumnezeu ne-a pregătit și metoda, șansele ne-a dat. Noi eram atât de păcătoși, noi ne-am născut în păcat, spune David, în păcat m-a zămislit mama mea. Am moștenit păcatul lui Adam, eram în coapsele lui când el a păcătuit în Eden. Și plata și păcatul era așa de mare, păcatul era așa de scump, noi nu îl puteam plăti niciodată. Și atunci Dumnezeu a făcut un plan de mântuire. Din cer l-a luat pe Fiul Său, singurul Fiu, prin Duhul Sfânt l-a întrupat în Fecioara Maria și tocmai am prăznuit noi sărbătorile astea. Și a venit pe pământul nostru Domnul Iisus, ne-a arătat că se poate trăi neprihănirea, iudeii de atunci l-au omorât, l-au răstignit și prin sângele lui noi putem să ne spălăm păcatele. Mântuirea este un parteneriat între noi și Dumnezeu. Dumnezeu a făcut partea lui, noi trebuie să ne facem partea noastră. Că spune Filipeni 2:12, astfel, fraților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți mântuirea voastră până la capăt. Înseamnă că mântuirea are două capete. E un drum cu două capete. Dintr-un loc începe și în unul se gătește. A început mântuirea prin jertfa Domnului Iisus. El a făcut partea grea. În Psalmul 40 spunea psalmistul, îmi pusese nădejdea în Domnul, el s-a plecat spre mine, mi-a auzit în strigătele, m-a scos din groapa pe ire, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii în gură, mi-a pus o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut. Eu eram în fundul mocirile, eram în groapa pe ire, nu puteam să ies de acolo. Și a venit Hristos și m-a scos de acolo. Aleluia. El a început mântuirea în viața mea. Aleluia. Și după ce mi-a pus picioarele pe stângă, vorba poetului Coroamă, care a făcut cântarea, drum bun, o călător, pornit spre veșnicie. De acum ai datoria mea să-mi duc mântuirea până la capăt. Amin. 2 Corinteni 7:1, fiindcă avem astfel de făgăduință, fraților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea noastră până la capăt în frică de Dumnezeu. Spălați-vă, deci. Întâlnește Domnul Iisus un orb. E o dispută acolo verbală. Ucenicii întrebau cine a păcătuit. Domnul i-a spus că nu a păcătuit nici el, nici părință. Cheamă orbul la el, face un pic de tină, ia cu degetul și îl unge pe ochi, așa. L-a uns din noroi, să spun, de glot, să spun, în Bucovina. L-a uns bine pe la ochi și a spus, du-te, te spală în scăldătoarea Siloamului. Măi, hai să judecăm logic. Domnul l-a uns cu tine, l-a trimis să se spele. Dacă nu se ducea să se spele, oare era vindecat? El s-a dus, s-a spălat, s-a întors văzând bine. Acum vine Isaia și spune, spălați-vă hainele, aveți aici sângele mielului. În gura lui nu s-au găsit vicleșugul, el nu a avut păcat. Miel fără vină, jertfit pentru mine, o da sângele pentru mine. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune mie, spală-te. Asta e partea mea. În procesul mântuirii. Asta trebuie să o fac eu. Vrea cineva să se spele în sângele Domnului? Amin. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Curățirea tot în sângele Domnului. Că 1 Ioan 1:6 spune, dacă aveți, zice că avem părtășii, umblăm în întuneric, mințim. Versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însăși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Avem, fraților, la dispoziție sângele Domnului Iisus. Ne spălăm, ne curățim, Doamne ajută-ne la aceasta. Există un moment specific
Când spune Domnul așa, încetați să mai faceți răul și învățați-vă să faceți binele. Eu am spus, mă, dar eu sunt pocăit de 63 de ani. Mie îmi spune să încetez să mai fac rău, îți botezat de 40 ceva de ani. Adică mie vine Scriptura și îmi spune, măi, învață-te să faci bine. Dar n-am învățat în 60 de ani să fac bine? E valabil asta și pentru mine sau eu jâhnire. Adică mă înveți mine să fac bine? Frații mei, cuvântul ăsta e scris pentru poporul lui Dumnezeu, care au ajuns la apostazie, făceau mult rău. Și Domnul îi dă o șansă. Cuvântul ăsta e valabil și pentru nepocăiți, îndemn la pocăință. Duhul Sfânt îi îndeamnă pe toți să se pocăiască. Amin. Și cuvântul ăsta e și pentru pocăiți, ca să ne pocăim mai bine. Că este loc de un mai bine întotdeauna. Acum nu suntem noi așa de răi să facem toate relele. Dar poate este în viața noastră un rău specific. Poate e o ispită în care cădem periodic și nu ne putem debarasa de ea. Nu fi noi așa de răi, dar există un rău de care ar trebui să ne lăsăm? Cum îl identificăm? Un profet evreu intră într-o mare cetate, o cetate la care îți trebuia 3 zile să mergi ca să o străbați. Și timp de o zi, evreul ăsta, foarte mânios, așa, ca un ascet, nu știu cum arăta, strigă tare, încă 40 de zile și cetatea aceasta va fi nimicită. Măi, nu are cu el fanfara, nu are cu el coruri, a cântat foarte frumos, nu lipește afișe, nu dă mari sfoară, măi, a venit un proroc Iona și îi învață. Nici nu învață ce au de făcut, n-arată Biblia. Le spune, încă 40 de zile nimiciți. Se întâmplă un lucru ciudat în Ninive. Oamenii care au primit mesajul acesta au început să se pocăiască. Au decretat un post, întâi au început de jos, au început pocăința de jos, nu de la împărat. În adunările noastre de multe ori avem pretenția să înceapă cu păstorul pocăința. Dar începeți cu voi, vă dăm voi, să vă pocăiți voi întâi și ne-o pocăiți și noi. Ei au început din jos, de la periferia cetății, au început să pocăiască, vestea asta a ajuns până la împărat. S-a ridicat, a vestit un post, 3 zile, oameni și animale n-au mâncat nimic. Și spune Biblia că Dumnezeu din cer s-a uitat acolo și au văzut că fiecare se întoarce de la calea lui cea rea. Dar ei n-aveau legea lui Moise, ei nu aveau Tora, ei nu aveau învățătura, de unde o știu de la ce să se întoarcă? Știți că omul, fiecare om, are acolo pus de Dumnezeu o bucățică din tribunalul lui Dumnezeu. Se cheamă conștiință. Un om care nu a fost niciodată la pocăiți, nici la ortodox, poate fi ateu, să nu creadă în Dumnezeu. Știe că dacă îi dai în cap la unui păcat, știe? Dar de unde știe? Noi avem conștiința pusă de Dumnezeu, avem gândurile cele de care spunea Pavel, ori se învinovățesc, ori se dezvinovățesc între ele. Și noi știm ce e rău din conștiința, genetic. Dumnezeu a pus în noi tribunalul ăsta. Acum eu nu știu ce păcate aveți voi, dar le știu pe mine. Eu le știu pe mine. Și în seara asta și eu vreau să mă pocăiesc mai bine. Eu îmi știu slăbiciunile, căderile, ispitele. Tu pe-a tale le știi? Este careva care în seara asta are nevoie să pocăiască? Amin. Pentru că și pocăința, vă spun ceva, că spune în Fapte 17:30, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește acum tuturor oameni de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oameni o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Deci Dumnezeu nu ține seama de trecutul tău. La noi era o mormântare. Și fratele presbiter,
om pocăit de la noi, un țăran, jet, beget, de la coarnele plugului. Slujea în pragul casă. Și ce i-a venit lui să predice despre judecata lui Dumnezeu? Și-a predicat cum Dumnezeu va pedepsi pe femeile ucigătoare de copii în ziua judecății. Când s-a gătat slujba, se scotea mortul din curte, o femeie sta la stâlpul porții, a venit la fratele Iremia și l-a prins aha de reverul haine și l-a scutura badion. Îi drept ce ai spus dumitale? Om, era un pocăit, o zic, măi, femeie, dar eu am citit din Biblie. Eu am pus mâinile pe cap și a spus, dacă e așa, nu mai am la ce să mor. Avea, eu nu știu ce avea în viața ei. Și fratele Ion a spus, măi, stai să mai spun un verset. Scrie în Biblie că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește pocăința. Are cineva nevoie de pocăință în seara asta? Amin. De fapt, ce înseamnă pocăință? Că pocăința are un cadru general care înseamnă naștere din nou, mărturisire cu gura, a încheia botezul, legămintele sfinte la vârsta majoratului, cum scrie în Scriptură, dar pocăința are ceva specific pentru fiecare. Un rău pe care îl ai în tine, trebuie să-l abandonezi, să-l regreți și să nu-l mai faci. De exemplu, eu spun că acum în februarie, dacă de Domnul împlinesc 63 de ani. Mulțumesc! Eu în viața mea n-am pus vârful limbii pe bere, pe vin sau pe alcool, niciodată. Acum pot să vă spun vouă, eu de băutură m-am pocăit. Eu nu m-am pocăit de băutură. Dacă n-am băut niciodată, de ce o să mă pocăiesc? Sau n-am tras un fum de țigară, nici când l-am cu oile și vitele, din mătasă de porumb, ca ceilalți băieți. Mi-a spus de acasă că nu-i voie și am ascultat. Și nu-mi pare rău. Acum eu pot să vă spun vouă că eu m-am pocăit de fumat? N-am cum, că n-am fumat. Ei, am eu lucru de care trebuie să mă pocăiesc? Acele nu vi le spun, acele le știu eu. Acele conștiința din mine mi le spune, trebuie să te lași de asta, trebuie să te pocăiești. Ai identificat în viața ta un lucru pe care în seara asta ar trebui să-l abandonezi, să încetezi să mai faci rău și să te înveți să faci bine? Repet, după ani și ani de pocăință mai avem de învățat? Avem. Avem. Că ați văzut dumneavoastră, unii fac școala de plăcere. Unii de-ar fi numai recreația mare și vacanță. Odată a venit la noi acasă fratele Emi Fedor. El e jumate timișorean. Tocmai eu fost bacalaureat, a venit un băiet acolo, măi, oare ce am făcut? El spune, dă-mi o leacă subiecte, așa îmi place să fac subiectele astea, imediat o rezolvat. El le face de plăcere. Eu tabla mulțirii am învățat-o de nevoie. 7 ori 8 și acum mă încurc câteodată la dânsa. Măi, oameni buni, unii învață, termină 8 clasă, cum le termină și spun aleluia, gata, la lucru în Germania. Alții fac și liceu, alții fac o facultate, alții fac un master, mai fac un doctorat și doctoranții ăștia, veritabil, de aia veritabil vorbesc, nu se opresc din studiat. Ei încă mai citesc, până mor de bătrâni, vezi, tremurând cu ochelare, ei vor să mai citească ceva. Apostolul Pavel era un învățat, o studiat la picioarele lui Gamaliel. Era la Roma, știa că Nero îi taie capul, trebuia să fie judecat și spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, clipa plecării mele este aproape, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cu 1 la 2 Timotei, capitolul 4, dar îi spune lui Timotei, măi, adu-mi cărțile. Și eu mă gândesc, voia să mai citească o filă. Măi, el așa de mult a iubit studiu și cititul, că înainte de a muri, o să dea mai prinde 2 pagini. Deci învățătura nu se termină. A învăța să faci bine e o învățătură în care trebuie să ne perfecționăm, aleluia, să ne aprofundăm. Nu e o jucnire să vă spun, oameni buni, învățați-vă să faceți bine, că avem încă mult de învățat. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin. Și după ce am învățat să citim în Scriptură,
ne-am pus de gând ca să nu mai facem rău. Sunt metode, spune Domnul Dumnezeu aici, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Măi, dar cum le putem face? Să le ascundem cumva. Să nu le mai vadă Dumnezeu. Spunea odată un psalmist, 32 parcă, ferice de cel cu păcatul acoperit și fără de legea. Nu, hai să acoperim păcatul ăsta. Cum îl putem noi acoperi? Spune în Pilde 28:13. Cine ascunde fără de legea, nu propășește. Dar cine o mărturisește și se lasă, capătă îndurare. Spune Mica 7:19. Eu iau păcatele voastre și le arunc în adâncul mării și nu mai aduc aminte de ele. Ar fi o metodă de a ascunde păcatele? Asta se cheamă mărturisire. Dumnezeu să ne facă conștienți în momentul când vrem să scăpăm de patim, de pofte, lucruri de care nu putem scăpa, tu vrei și ai patim în tine, pofte, slăbiciuni, ispite care se repetă așa mereu, 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 deși ți-ai propus să nu mai faci. Păcatul ăsta de care nu poți scăpa trebuie mărturisit. Mărturisirea are o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Eu vă spun din experiență, n-am fost un derbedeu, dar în viața mea am văzut lucruri care am spus nu plac lui Dumnezeu. Și mi-am propus, măi, să fac odată o mărturisire și eu, dar eu de la Suceava, dacă aș prinde un slujitor pe la Caransebeș, să-i spun, închid ochii și-i spun tot ce am făcut și să nu-l mai văd în viața mea. Că azi predicam undeva într-o adunare, un prieten de-al meu, un frate proroc, a avut o vedenie. Se făcea în vedenie asta că merge la adunare și la ușa adunării era diavolul. Și el foarte indignat spune, ce cauți tu aici la ușa adunării? Și el așa, într-un fel smerit, spune, am venit să dau înapoi la pocăiți ce le-am luat. Se spune, cine-i luat și am mulit dai înapoi? Și că le-am luat rușinea și i-am făcut să păcătuiască. Și acum le-o dau înapoi ca să nu se mărturisească. Măi, nouă ar trebui să ne fie rușini când păcătuim? Că păcatul e rușinea poporului, da? N-ar trebui să ne fie rușini când ne mărturisim. Dumnezeu să ne dea pocăință mai multă. Frații mei, vine cuvântul Domnului acum, spune, spălați-vă, curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei, prin aceste metode, prin sângele Domnului, prin curățire, prin mărturisire, prin abandonare, și apoi ne învățăm să facem binele. Eu asta și m-am gândit, măi, cu ce ar începe binele ăsta? Odată au venit niște oameni la Saul, Saul căuta un cântăreț ca să cânte cu harfa. Și cineva îl prezintă, măi, un băiat frumos, îi tare, voinic, cântă frumos și vorbește bine. Adică nu numai decât bine gramatical, că nici eu nu știu bine limba română. Am niște copii tare studioși și spune, tata, n-ai făcut acordul bine. Eu, lasă-mă mai cu acordul, așa mi-a venit să spun. De asta spunea de David că vorbește bine. Și Moise vorbea bine. El spune, Doamne, dar eu știu că am defect, el e gângâit și Dumnezeu nu-l vindică, spune el pe Aron cu tine. Dar vorbea bine din punct de vedere moral, vorbea sănătos. Și acum noi binele îl putem face cel mai ușor, prin vorbire. Vorbim bine? Acasă, totdeauna? Da? În adunare, totdeauna vorbim bine? Că spune David 23, acolo Samuel 5, eu am făcut un legământ bine întemeiat înaintea lui Dumnezeu. Cel mai bine vorbești când? Când faci legământ cu Dumnezeu. Când te ridici în picioare, spune, frați și surori, vreau de astăzi înainte să-L urmez pe Dumnezeu. Cea mai bună vorbă care poți să spui. Și Pavel spunea, din mărturia aceea făcută înaintea multor martori, să dea Domnul puterii tuturora să facem legământ, să înnoim legământul, că asta înseamnă vorbă bună. Vorbă bună ar mai însemna... Că spunea Iov, lui nevastă sa, ea nu prea era de acord cu ce se întâmplă. O spune, măi, cum am primit binele?
să nu primim și răul. Chiar o resemnare în fața voii lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt bolnavi. Dom'le, atâta s-a agită, dar ce am făcut? Dar eu am fost cel mai rău. Nu știu de ce mă... Măi, primește cu o resemnare, că e voia lui Dumnezeu. O boală, un faliment. Ce îngăduie Dumnezeu peste tine? Asta înseamnă să vorbești bine. Matei 10, 12 spune, în orice casă veți intra, să-i vorbiți de bine, aveți un salut bun. Câte vorbe care nu-s bune, ne ies nouă din gură. Știți că sunt contabilizate? Știți că în ziua judecății omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor care o ieșe din gură? Aici recent am predicat ceva, nu mai știu, am un prieten bun, frate păstor, gospodar la noi în sat. El are o fântână în colțul casă. Acum au fost de sărbători, chiar am vorbit cu el. Dar asta s-a întâmplat cu ani în urmă. Și se duce la baie, nu curge apă, la bucătărie nu vine apă. Măi, ce să fie? E o scară de fier, o coboară în fântână, verifică pompa. Ceva la pompă. Verifică pompa, vede că are un fir rupt. Duce, scoate pompa din priză, coboară înapoi, ia niște bandă izolier, ia un cuțit, leagă cablurile acolo. Când era cu mâna pe cabluri, sora Viorica, nevasta lui, intră în casă și spune, dar cine a scos pompa? Și o bagă în priză. Acum spune el mie, Dragoș, fracțiune, el din fundul fântânii, în mod involuntar, odată o strigat, Viorica a scos din priză. Și spune, Dragoș, ceva interesant. În fracțiunea aceea de secundă, mi-am văzut tot filmul vieții mele, de cum mergeam la școală, m-am văzut cum eram mire și mireasă, am văzut cum dirijam corul, el era dirijor de cor, am văzut toate lucrurile acestea, dar așa ciudat, parcă le-am văzut în reluare, încet, încet au venit în fața mea și el era fracțiune de secundă. Acum dacă tu pui un bob de orez pe un stick de el, apoi 1000 de predici, de cântări, există la Dumnezeu posibilitatea să fie stocate toate informațiile? Și există într-o zi posibilitatea să te repun în față? Hai să vorbim mai bine, frate, că binele începe cu vorba. Cum te adresezi neveste, nevasta, cum îi spune la bărbat? Că pocăința, spuneau bătrânii noștri, începe din casă, nu de la învon, de la adunare. La noi s-a pocăit comandantul poliției, un colonel. Nevastă-sa nu s-o pocăi nici acum. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu ea și nevastă tot o femeie ocultă. Spune măi, îi spune la bărbat, ce nu-mi place la voi, că tare vă schimbați de la amvon până la ușa adunării. Așa sunteți de bun la amvon și când ieșiți afară, nu mai sunteți aceiași. Oare așa suntem noi, pocăiți în Smirna? N-ar trebui să ne pocăim și noi? Amin. E valabil cuvântul ăsta îndemn la pocăință? Amin. Isaia 54, Domnul mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez pe acela doborât de întristare. Sunt atâția oameni întristați, atâția oameni în nevoie, atâția care au nevoie de o vorbă, de un cuvânt bun. Ai timp să îl spui? Sau nu? De aici începe facerea bine, nu? Eram într-o biserică și mă oprește o soră și spune, frate, vreau să spun ceva, eu vin de la ortodoxi. M-am pocăit recent la pentecostali, am luat botezul, am fost la evangelizare. Și a venit un frate așa de frumos, a predicat, atâta mi-a plăcut și când a ieșit afară, am vrut numai să-l salut și am vrut să-l întreb ceva. Am spus, nu vă spărați, domnule păstor, vreau să vă pun o întrebare. Și el îmi spune, lasă-mă, Doamnă, în pace, eu n-am timp de pierdut. Și spune, măi, din nu eram chemată de Dumnezeu, mă ducem înapoi. Preotul mie niciodată nu m-a repezit așa. Adică așa o diferență de aici până acolo, ne facem timp să vorbim. Pe mine mă sună la telefon foarte mult, mă sună o soră pe la 2 noaptea. Frate Dragoș, era o bătrână după vorbă, vrei să stai de vorbă cu mine? Spune soră. Și cred că am vorbit 40 minute, n-am pe nimeni, atâta de bolnavă și o plâns. Și la urmă spun, mulțumesc frumos că ai vrut să vorbești cu mine. Greu găsești pe cineva să spun o vorbă bună. Ne facem timp să avem o vorbă bună. Mă sună o soră, zice, te sun Dragoș din Spania. Vrei să vorbești cu mine? Da, dacă mai suna, vorbesc.
oricum ești ultimul om cu care vorbesc, că după ce închid, eu sunt în Spania, pe autobandă mă arunc în fața unui tir. Vreau să mor. Măi, fată, stai un pic. Și am o convorbire și am închid telefonul. Și o sun și ea nu răspunde. În noapte ce e emoționat de 10 ori, poate. Ultima dată cu glas stins spune, am renunțat, nu m-am aruncat în fața unui tir, am luat un pumn de pastile și sunt la spital. După o vreme m-a rugat, măi, eu mă rog pentru tine. Era neînțeleasă, avea frustrările ei, dar i-am vorbit bine. Că am avut odată o prorocie de la Duhul Sfânt și mi-a spus așa, bărbatule, fă-ți timp pentru copiii mei și eu îmi fac timp pentru copiii tăi. Mie îmi convine să stau de vorbă cu voi, să vă predic, să vă învăț, să vă ascult, că Dumnezeu le face bine. Binele începe de la vorbă. David vorbea bine. Ne luăm hotărâri în seara asta să fim mai cuminți la vorbă? Amin. Doamne, pune-o strajul gurii mele. Asta mut în tăcere cât o sta ce rău înaintea mea. Ce rău nu-i bărbatul. Dar câteodată e rău și el. Așa e, surorilor. Poți să stai mut în tăcere? Sau viceversa. Al doilea domeniu în care putem face bine. Spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17, 18, 19. Îndeamnă pe bogat să veacul acestuia să nu spună nădejdea niște bogății trecătoare, ci să facă bine, să fie bogat în fapte bune, versetul 18, versetul 19, să spună astfel o bună temelie. Să facă bine, adică să fie bogat în fapte bune. Că binele cu vorba e mai ușor de făcut, dar binele cu fapta. Cum îl face? Suntem bogați în fapte bune? Domnul să ne ajute. În Mica 6 cu 8 spune așa, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere de la Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Asta e bine. Ți s-a arătat ce bine. Fă dreptate, iubește mila, umbli smerit cu Dumnezeu. E greu? Despre milă sau compasiune. Domnul Noul Testament, Domnul Iisus, are trei pilde în care tratează problema milii. Prima pildă se cheamă pilda samariteanului milos. Un om căzut între tâlhari nu se mai poate ajuta singur. Trece levitul, trece preotul, se oprește samariteanul căruia i s-a făcut milă de el. A doua pildă îi pilda a doi datornici. Unul datora la împărat o sumă colosală, nu o putea plăti niciodată. Și a spus împăratul, vinde-l, el, nevastă, scot ceva de acolo. Și el s-a aruncat la picioarele lui, mai amână-mă că îți voi plăti. Și la împărat îi se face milă. Și iar vorbește de milă. Dar știți ce s-a întâmplat cu ăsta? Ăsta iertatul se duce mai încolo și vede unul care îi datora puțin, puțin tare. Îl strânge de gât și spune plătește. Și ăla îl imploră și el, te rog, mai așteaptă. Nu! Aruncă-l în temne să se plătească. Măi, când aude împăratul, spune, vine încoace. Dacă eu ți-am iertat datoria, nu trebuie și tu să ai milă de el? Eu asta am tâlmăcit-o cam așa. Dumnezeu așa de mult m-a iertat pe mine, în tătă ziua mă iartă. Mult! Și am câte un frate în adunare, mi-a greșit un pic numai și nu-l pot ierta. Mi s-a întâmplat, povesteam azi că am fost cu el la o adunare, m-am pus la votul bisericii. Ultima dată am avut 97%. La aceea 97% n-am apucat să le mulțumesc. Tot mă frământ și acum, cine sunt aceia trei care nu m-au votat? Ce-au ăia cu mine și cu casa mea? Pentru că pe noi Dumnezeu ne iartă mult și noi nu putem ierta puțin. Vi s-a întâmplat? E valabil îndemn la pocăință? Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Și mai dă Domnul o pildă cu un băiet, Luca 15, risipitor. O cheltuit averea până la urmă și a venit în fir, a spus, măi, mă duc la tată. Și spune Biblia, tata, când l-a văzut de departe, i s-a făcut milă de el. Deci să ai milă față de acela neajutorat, să ai milă față de acela îndatorat și să ai milă față de cel vinovat.
Cum stăm cu mila? Ajută-ne, Doamne, da? Să ne dea Domnul. Și apoi când vorbim de fapte bune, scrie în Tit capitolul 3, versetul 14, trebuie ca ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune și în nevoile grabnice. Și să nu stea nerodit. Măi, cu faptele bune știți cum e? Domnul dă voie la un spirit competitiv. Aici la voi, nu știu, că nu vă cunosc, care e cel din tâi în fapte bune? Știe Domnul, da. Da. Dacă noi n-avem de o să știm, că mai facem și aia, ce face dreapta, nu știe stânga. Dar știți ce e bine? Că acolo e la plural, să fiți cei din tâi, pot fi mai mulți. Eu m-am gândit la asta, dacă s-ar face la noi în adunare așa un clasament, că acum se fac clasament, cei mai bogați, cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai deștepți, dar ăia, cei din tâi în fapte bune, care sunt? Știe Domnul. Dar noi ne cercetăm și hai să intrăm pe lista asta. Amin. Al doilea gând legat de fapte bune, scrie în Efeseni 2:10. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care El le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Eram în Spania în vremea de criză 2007, în vizită, eu n-am lucrat afară. Era gazda noastră, avea mulți copii și am întrebat, măi, cum te descurci cu chiria? Îmi spune, frate, era duminică, frate Dragoș, pentru joi m-a chemat un spaniol să-i montez o priză și un bec. Și mai dă ceva el. Eu mă gândesc, mă, cât îi dă aceala pe o priză și un bec? Dar eram cu un proroc și spune, măi, am văzut o vedere. În fața ta erau niște grămăjoare mici cu binecuvântări. Nu era o grămadă mare, n-am înțeles de ce. Dar tu ajungeai, o consumai și când se termina, vedeai una mai încolo. O să că Domnul te poartă așa pentru o vreme. Ăla începe să plângă, spune, am avut momente când am gătit și bani de până și m-a sunat un spaniol, hai vină până la mine să mă ajută. Aici eu tot așa văd și cu faptele bune. Domnul ne pregătește în drumul nostru niște fapte bune ca noi să umblăm în ele. Aleluia. Dar pocăință știi ce fac? Eu nu sunt tare bun la sport. Am auzit că este un sport, se cheamă slalom uriaș, cu schiurile. Adică să pun niște pare, așa, niște jaloane și un schior trebuie să treacă pe lângă ele. Dar dacă trecem așa pe lângă faptele bune, Domnul le-a pregătit pentru noi să trec, să ajut și eu le fentez. E valabil îndemn la pocăință? Amin. Pentru toți? Amin. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Amin. Și tot despre faptele bune, că nu intrăm domenii în care se poate, scrie în 1 Timotei 5, 24 și 25. Păcatele unor oameni sunt cunoscute, iar ele altora vin mai pe urmă. Următorul verset. Tot așa este și cu faptele bune. Cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Fratele meu, de la paharul de apă care îl dai în numele Domnului, de la o înghețată care o dai vara la niște copii orfani, de la o vorbă bună, de la o mângâiere pe creștet a unui năcăjit, astea se cheamă fapte bune. În ziua judecății, toate acestea vor fi puse în fața ta și vei primi răsplătire. Bine înseamnă să-l faci cu gura, bine înseamnă să faci cu fapta. Încetăm să mai facem rău, învățăm să facem binele. Doamne, ajută-ne la asta. Mai am un verset. Psalmul 90, versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă, știi ce bine? Să te raportezi corect la evenimentele vremii, să le interpretezi bine și să le spui și altora. Asta e bine. Între semințiile lui Israel era una numită Isahar. Ăștia înțelegeau vremea și știa ce trebuie să facă poporul. Frații mei, știți în ce vremuri trăim? Spunea Pavel în Roman, este ceasul în sfârșit să ne trezim din somn. Așa rog pe Duhul Sfânt să ne trezească conștiința noastră. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Știți că unii oameni nu învață niciodată? Vorbeam de elevii ăștia,
Târâi geanta Giozdanul pe holul școlii, trece ca gâsca pe napă și nu știe nimica. Dar de ce ăștia nu învață nimic? Și sunt oameni care nu învață nimic. Unii nu învață pentru că sunt mândri. Nu pot număra bine zilele. Faraon avea să moară repede, înnecat în Marea Roșie, dar nu știu să numere. Că a venit profesorul la el acasă, au avut 10 lecții, i-a dat Moise. Lasă pe poporul meu să plece. Cu sceptru în mână, stând pe tron, eu? Unii oameni nu învață că sunt mândri. Și în mândria lor ei nu mai acceptă altceva. Eram odată într-o seară la noi, la un priveci, și la un moment un bătrân din sat, ortodox, și-a avut o discuție cu mine. Băi, așa de bine cunoștea Scriptura. Spune, măi băiete, ce spui? Eu cunosc Scriptura? Dom'le, mă bucur, eu cunosc foarte bine. No, hai să facem o înțelegere. Dacă vin la voi acolo, mă puneți pe mine să vă învăț? Zic, dacă vii, dar matale nu vii. Dar de unde știi? Că ești prea mândru. Oamenii mândri nu se pocăiesc. Ei au statutul lor, au înțelepciunea lor, au... Și unii nu învață că sunt mândri. Alții nu învață datorită preconcepțiile lor. Predica odată un frate, dar predică. Avea față de îngeri. Avea față de îngeri. Nu fețele noastre, nu sunt chiar de îngeri. Băi, și așa predica de bine și ăia care l-au ascultat din sinagoga izbăviților, știți ce au făcut? Au pus mâna urechi, ca să n-audă. Sunt oameni din ăștia. Trec cu mormântarea pe la gar la ei și îi pun mâna să n-audă. Să n-audă o predică. Eu vă felicit că ați venit aici, nu vă cunosc. Dar unii din cauza preconcepției, băi, tu să mă înveți pe mine, dar eu știu ce am de făcut. Unii nu învață nimic, știți de ce? Nu-i interesează. Predica apostolul Pavel, eu stam și mă gândeam, dacă îl prindeam la o predică pe Pavel, să-l fi avut voi la Smirna. Oh, cu gurile căscate stam tăt. Și predică Pavel, ăsta era și filozof, și răpit în al treilea cer. Și unul a început să doarmă. Este careva care doarme aici? Să nu dormiți. Că eu nu sunt capabil, eu am mai plictisit adunări, nu sunteți voi primi. Măi, și în timp ce Pavel predica, Eutica, doar nu îl interesează pe un post, să aveți 10 evanghelie, nu interesează, ăștia nu învață nimic. Prima categorie, care nu învață nimic. A doua, care învață, dar pentru alții. Numai dacă spui un banc, o glumă, numai dacă comentezi un meci, tu pocăit, altul se uită, bă, dar tu n-ai voie. Dar de unde știe el că n-am voie? El a învățat, dar nu pentru el, el a învățat pentru mine. Nu ne corectează oamenii câteodată? Ei bine, a treia categorie învață pentru ei. De ăștia să ne ajute Domnul să fim. Să fim, noi învățăm. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Raportarea corectă la evenimente, la ce se întâmplă, e un lucru bun? Eu când am spus, nu știu câte zile am avut, dar câte voi avea, ce ne mă știe? Noi acum am avut o mormântare, un frate de 83 de ani, cred că 5, 4, dar mai înaintea lui, cu vreo 3 săptămâni, un frate, prieten bun cu mine, 37 de ani, 6 copii. Mai înainte, un prieten foarte bun de-al meu, 54 de ani. Am fost cu el așa cum aș fi la voi, bun predicator, bun proroc, bun cântăreț. Duminică seara am fost cu el, luni a venit în vizită, marți a murit și l-am îngropat. Rămas copii, orfani. Cine știe cât mai trăim de acum? Știu cât am trăit. Dacă n-am spus eu numărând bine zilele, eu mai am făcut o socoteală. Oare în fiecare zi cât am dat Domnului din timp și cât a fost pentru mine? Că Matei 6:33 spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Astea ne le dă Dumnezeu pe deasupra. Așa facem? Atunci suntem înțelepți. Atunci facem bine. Când ne dedicăm și ordinea priorităților cea dorită de Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. Mă uit cât timpul trece și nu mai vreau să predic mult. Mai este vorba de un bine. În aplicarea justiției. Acum eu sunt chemat să fac dreptate între frate și frate. Nu iau mită, nu caut la fața omului, nu mă las influențat de mulțime. Scrie în Scriptură. Dar câteodată am conflict eu cu cineva.
Și acum trebuie să aplic eu Biblia. Și vine Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, un verset acolo, parcă 7, spune: de ce nu suferiți mai bine paguba? Când fac dreptate între doi frați, eu aplic dreptatea. Când am o problemă eu cu un frate, mai bine să sufăr paguba. Facem binele ăsta? Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Faceți bine celor ce vă fac rău. Așa-i pocăința. Așa-i pocăința. Pe aici în linia pe care ne-a trăsat-o Domnul. Cât bătaie a luat el, cât scuipat, cu nună de spini. Și odată a întrebat numai, dacă am vorbit rău, spuneți ce am vorbit și dacă nu, pentru ce mă bați? Și-a murit în locul meu, pentru păcatele mele. Și eu, mândru, orgolios, încăpățânat, nu vreau să mă pocăiesc. Și în seara asta vine Duhul Sfânt și spune, îndemn la pocăință. Doamne, ajută-ne din asta! Și în 2 Timotei, capitolul 4, versul 5, spune, fă lucru un evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Doamne, ajută-ne la asta! Există un bine care îl putem face în adunare. Despre David spunea că vorbește bine. Știți că unii nu vorbesc bine. Despre David spune, cântă bine, cântă bine. Voi cântați bine. Mă rog, Domnul, să cântați mai bine, nu? Că se poate mai bine. Dar știți că unii nu cântă bine? Tot felul de stiluri muzicale, tot felul de versuri împrumutate, nu știu de unde, și vrea să-i aducă în adunare cu rock. Eu nu cunosc genurile astea de muzică, dar câteodată nu le pot suferi așa. Așa nu cântă bine. Dă-i-ne, Domnul, înțelepciune și pocăință să cântăm bine. Amin. În Timotei 5 cu 17, întâia spune, pe cei ce cârmuiesc bine, câte unul chemat să cârmuiască bine. Doamne, ajută-ne la asta. În 2 Corinteni, capitolul 2, versul 7, spune, mai bine ar fi pentru cel vinovat să-l iertați și să-l primiți înapoi ca să fie mângâiat. Asta face parte din slujbă. În 1 Corinteni, capitolul 4, versul 6, spune Apostolul Pavel, despre mine am vorbit, fraților, în icoană de vorbire, ca prin noi să înțelegeți, să nu treceți peste ce este scris. Asta e bine, să predici din Scriptură. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și acum ne învățăm să facem bine. Tragem o concluzie și spunem un amin. Facem bine cu vorba, facem bine cu fapta, facem bine când ne raportăm, ne numărăm bine zilele și spunem și altora, din punct de vedere escatologic, că vine Domnul. Facem bine când aplicăm justiția și facem bine când ne împlinim cu scumpătate slujba. Dumnezeu să ne ajute! Știți dumneavoastră, în Sfânta Scriptură au fost oameni care au făcut rău, rău mult, și despre ei se spune, nu a fost niciun împărat așa de rău. Și când a venit Dumnezeu și le-a vorbit, s-a smerit. Gândiți-vă la Ahab, o dat mantea regală jos, îmbrăcat cu un sac, mergea încetişor și smerenia, știți unde a fost văzută? În cer. Și îi spune Dumnezeu lui Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Nu, pentru asta, uite, eu îl iert. Nenorocirile astea nu sunt timpul vieții lui. Știți că omul când se pocăiește, Dumnezeu îl iartă? Când încetează să mai facă rău și învață să facă bine, Dumnezeu ține cont de asta? Na, acum chiar sunt curios înainte de a încheia. Este careva care și-a propus un anumit rău să nu-l mai facă? Cu vorba, cu fapta, cu gesturi, cu gânduri. Este careva să spui, bă, nu mai vreau să fac rău, vreau să fac binele. Dumnezeu să ne ajute. Eu spun răul specific, eu nu-l știu. Îl știi tu și îl știe Dumnezeu, dar nici ieri să ne pocăim. Amin. Și vorbim de Manase, cel mai rău împărat. Și când s-a pocăit și el, Dumnezeu i-a făcut bine. Și nouă ne va face Dumnezeu bine. Și apoi scrie în Ioan 5 cu 29 că vine învierea și spune că cei care au făcut bine vor învia pentru viață, iar cei care au făcut rău vor învia pentru o sândă. Frații mei, la judecată, cei care au făcut bine vor învia pentru viață. Nu vreți asta? Sfârșitul lumii îi aproape. Se va întâmpla un cataclism cosmic.
prevestit de apostolul Petru. Cerul va trece cu trosnete, trupurile cerești s-or topi din mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și Timișoara. Și eu cred asta. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou, va locui neprihănirea. Vrei să fii acolo? Eu am considerat după ani și ani de pocăință, noi consumăm, trăim toată viața pentru o clipă, pentru o secundă, pentru o sentință. Când vei sta înaintea lui Dumnezeu și îți va spune, vină rob bun și credincios, eu asta vreau, să aud strigarea mea, Dragoș Croitor mă cheamă, rob bun și credincios, intră în bucuria, stăpânul. Am spus și altor frați, nu știu ce am să fac, am să chiui, am să sar în sus, am să strig de bucurie, că am intrat în rândul drepților. Dar dacă îmi va spune, rob viclean și leneș, du-te în focul pregătit. De acolo, mai departe, nu este pocăință. De acolo nu-i întoarcere. Pocăința e în seara asta, aici. Aici încetăm să facem rău și învățăm să facem bine, ca să auzim chemarea binecuvântată. Asta mi-o doresc pentru mine, casa mea și pentru voi. Amin.